Păi, de îndată ce îmi spui tu că este în regulă. Bună ziua și bine ați venit la acest webinar. Este un webinar pe care îl așteptam de multă vreme, în care invitații noștri, pe care îi veți cunoaște de îndată, vă vor prezenta primul instrument gratuit de măsurare standardizată a abilităților digitale ale elevilor din România și mai ales vom avea împreună și o mică discuție și o mică prezentare de ce este el relevant pentru munca dumneavoastră și pentru munca noastră tuturor. Eu sunt Elena Coman de la Asociația TechSoup. Alături de mine pe partea de organizare se află colega mea Adela Beca, managerul comunității de învățători în dreptate digital, pe care toată lumea deja o cunoaște, mult mai bine decât pe mine. Și înainte să dăm cuvântul colegilor noștri care se află astăzi alături de noi, aș vrea doar să fac o mică recapitulare administrativă-tehnică a ceea ce se întâmplă. Cum spuneam, am început deja, ce bine! Nu uitați că microfoanele dumneavoastră de participanți sunt oprite, iar principala formulă prin care ne puteți trimite întrebări, comentarii, idei, recomandări, sugestii, plângeri, este mai degrabă secțiunea de Q&A, nu neapărat secțiunea de chat. Vom avea o secțiune specială de întrebări la finalul webinarului, pe măsură ce se vor mai aduna. Înregistrăm acest webinar și va fi postat pe toate canalele noastre sociale și va fi și trimis printr-un e-mail către dumneavoastră. Și avem și niște obiective pe care le-am propus pentru acest webinar, căci, iată, suntem într-o discuție cu cadre didactice, cu profesori și cu învățători și trebuie să avem niște obiective de învățare pe care le propunem. Unul la mână, primul lucru pe care o să vi-l propun este să îi cunoașteți pe colegii noștri de la Fundația UiPath și de la Brio și să aflați puțin despre ce programe și ce lucruri extrem de relevante pentru educație construiesc ei în această perioadă. Pe urmă o să aflăm puțin cu toții de ce este importantă măsurarea abilităților digitale și mai ales imaginez că Dragoș va atinge puțin discuția despre de ce cum diferă o evaluare de o măsurare standardizată, care e o chestie, este altceva și trebuie să clarificăm puțin ce înseamnă asta ca să nu existe aceste confuzii conceptuale. Pe urmă o să trecem în bucata extrem de importantă a să vedeți propriu-zis cum funcționează platforma Brio și mai ales zona aceasta de testare de literație digitală. Și o să încheiem cu acest moment în care o să vă invităm să vă decideți, să vă decideți dacă și când și să vă invităm energic să testați instrumentul Brio gratuit pentru elevii dumneavoastră. Un mare mulțumesc celor doi invitați care sunt alături de noi astăzi, Raluca Negulescu-Balaci, director executiv la Fundația UiPath și Dragoș Iliescu, CEO la Brio. Mulțumesc foarte mult! Și pentru că rolul nostru este aici mai degrabă de facilitator al acestei conversații și nu aș vrea să ne oprim din timp și să trecem cât mai repede să descoperim despre ce este vorba, o să mă grăbesc să dau cuvântul mai întâi Ralucăi și apoi lui Dragoș să începem să pornim această conversație. Raluca, mulțumesc mult! Mulțumesc tare mult pentru introducere și pentru facilitarea acestui webinar. Echipa Asociației TechSoup a fost incredibil de deschisă și vă mulțumim pentru acest transfer de încredere către comunitatea de învățători din întreaga țară. Bună ziua, mă bucur să vă cunosc și să vă văd așa virtual în acest eveniment. Eu sunt Raluca Negulescu-Balaci, sunt directoarea executivă a UiPath Foundation. Noi suntem o organizație non-guvernamentală foarte tânără. Practic, am fost înființați în ianuarie 2019 de către compania UiPath, care este o companie globală de IT, care se ocupă de automatizare. Asta înseamnă automatizare de procese repetitive, ceea ce înseamnă că colegii noștri din companie construiesc roboți virtuali. Însă subiectul despre care aș vrea să vă povestesc e mai curând cum am ajuns noi la UiPath Foundation, o organizație care se axează foarte mult pe susținerea copiilor din familii sărace să aibă acces la educație de calitate, cum am ajuns să construim acest parteneriat cu Brio și să dezvoltăm primul instrument online, gratuit, de testare standardizată a competențelor digitale. Noi avem mai multe programe educaționale pe care le desfășurăm în 6 zone din țară, în București, în Cluj, în județele Galați, Botoșani, Vaslui și Olt.
și lucrăm cu copii din familii vulnerabile, dar și cu școli, cu profesori și ne uităm la întreg ecosistemul educațional și cum putem să susținem copiii și profesorii și școlile să ofere oportunități educaționale de calitate în comunități în care aceste oportunități nu sunt neapărat la îndemână. Și noi am început în 2019 să lucrăm cu mai mulți copii din întreaga țară, începând de clasa a 5-a, și să-i testăm în special pe partea de limba română și matematică și am descoperit minunatele instrumente de la Vio. Asta ne-a permis să-i putem încadra pe copii în funcție de nivelul la care se află, în funcție de vârstă și de clasă, și să începem o serie de meditații online la română, matematică, engleză, să încercând, pentru că pe noi ne preocupă foarte mult și această componentă legată de competențe digitale, ne-am dat seama că nu există un astfel de instrument care să ne permită o evaluare obiectivă a statusului competențelor pentru copiii cu care lucrăm. Și atunci am început această conversație și acest parteneriat pe termen lung cu Brio și ne-am gândit, ok, nu e suficient să dezvoltăm acest instrument doar pentru copiii cu care lucrăm, esențial să-l facem disponibil pentru toți copiii din România și acesta a fost lansat în octombrie 2021 Dragoș vă va povesti mai mult despre cum poate fi folosit. El este valabil pentru copii de la clasa 1-a până la clasa 12-a și este unic la nivel european. Ne dorim să-l traducem și în engleză să fie disponibil și pentru mai mulți copii din întreaga Uniune Europeană. Însă las pe Dragoș și pasez așa microfonul virtual să ne povestească mai mult despre instrument și de ce este valoros pentru dumneavoastră în calitate de învățători, dar și pentru copiii cu care lucrați. Și sunt aici să vă răspund la orice întrebare, aștept cu interes la finalul acestui webinar întrebările în chat, așa cum menționa și Elena mai devreme. Dragoș, te invit să... Ai legătura, Dragoș, ai legătura. Mulțumesc, Raluca. A fost extraordinar să ne vedem ieri, ne-am văzut în alt context și încep spunând asta pentru că este tipic pentru acest proiect în care vorbim de competențe digitale, în care am început proiectul la începutul pandemiei, discutând doar online, având un succes teribil în parteneriat, în derularea întregului proiect, în lansarea lui, în diseminarea lui, fără să ne vedem măcar o singură dată. Ieri ne-am văzut pentru prima dată live și nici măcar n-am realizat asta. La jumătate de oră după ce ne-am văzut, Raluca a zis, dar tu știi, că cumva știi, sugerea ce, tu știi că e prima dată când ne vedem de fapt live, nu? Eu zic, wow, nici mi-am dat seama atât de... Da, digital competencies. Dați-mi voie să dau un share, fiindcă am pregătit-o... o prezentare pe care cu cea mai mare probabilitate o vedeți la momentul acesta și o să încerc să vorbesc trecând prin această prezentare care, sigur, e doar un placeholder aici, adică nu vreau să stau să citesc de pe ea și evident că o să răspund la întrebări în mod, nu știu, dinamic, interactiv, da? Deci dacă sunt întrebări, o să le răspundem în mod evident. Bun, despre ce vorbim aici? Teste de literație digitală și folosim un plural de majestate mai degrabă, în sensul că sistemul Brio nu are niște teste, ci are un sistem de testare și testul de literație digitală e de fapt un test. E un singur test, dar o să vedeți că are o abordare foarte, mă rog, avangardistă, dar neobișnuită pentru România, în sensul că e bazat pe o foarte mare bancă de item din care... ai putea teoretic să faci multe teste, dar din care întotdeauna când copilul este în fața elevul testat, în fața ecranului, se culeg pe baza unui algoritm anumiți item și ăla este testul. Dar de fapt testul acela nu funcționează decât cu întreaga bancă de item. Deci deși teoretic tu ai acolo o infinitate de teste, noi considerăm că e un singur test de fapt, dar care... utilizează în mod dinamic item dintr-o bancă de item. Deci le zicem testele de literație Brio mai degrabă pentru a recunoaște cumva diversitatea de forme în care poate să fie generată testarea, dar e un singur sistem de testare a literației digitale. Și ce fac acest test sau aceste teste, dacă vreți, este să măsoare competențele
elevilor. Deci e o testare axată pe competențe și o să explic de ce insist atât de mult pe acest lucru. Nu e o testare de cunoștințe și nu e o testare de autopercepție, e o testare de competențe care combină, mă rog, tipuri de item într-un singur test, da? Într-o singură abordare de evaluare. Și testează mult special competențele lor legate de interacția cu diverse device-uri și programe digitale în mai multe contexte. Da? Deci e cross-contextual, nu e doar legat de școală, nu e doar literație digitală legată de școală și asta e oarecum normal pentru că despre asta se discută foarte mult atunci și când ne uităm în framework-ul PISA, de exemplu, a programului internațional programul de testare comparativă al OECD. Și testele PISA sunt foarte cunoscute la noi și sigur ele nu au un framework de testare a competențelor digitale, dar testează literația. Și ce spun colegii de la OECD în mod foarte ferm este că literația este o competență cross-contextuală, ea nu ține doar de școală. Sigur că noi o testăm în școală, fiindcă acolo învățăm limba română, nu? Sau, mă rog, limbaj, da? Dar e despre cum te descurci în viața cotidiană, nu doar despre cum te descurci la școală, nu e doar despre funcționalitatea academică, ci și capacitatea de a citi un afiș lipit pe un perete pe care i-a anunțat următorul concert de la Sala Palatului și despre a citi o etichetă pe o sticlă de apă minerală și despre, da, deci cumva e cross-contextual și la fel facem și noi aici în acest test, testăm aceste competențe digitale în contexte, contextualizat așadar, da? Deci în item care te pun într-un context, într-o situație, sunt item situaționali, iar acele contexte sunt unele din școală, dar altele sunt din casă și familie, altele sunt din loaziri, da? din interacțiunea cu prietenii, hobby-uri sau alte lucruri de genul ăsta. Și acest test a fost dezvoltat respectând standardul european de testare a competențelor digitale și modelul de testare din spate, modelul psihometric, e similar cu marile teste standardizate care se utilizează în mod special în America, Canada, mă rog, vestul Europei în general, GMAT, GRE, SAT și așa mai departe. Deci e consonant cu ce se întâmplă în lumea bună, ca să zic așa. Bun, două, trei cuvinte despre literația digitală, ce e ea, de ce e ea importantă. Literație, literacy, e un cuvânt împrumutat în română, o traducere poate barbară, îmi spun câteodată prietenii mei de la Institutul Lingvistic al Academiei, literacy-ul ăla nu e neapărat literație în română și zicem alfabetizare mai degrabă, illiteracy, aliterația, nu aliterație, că e aceea, illiteracy, da? E, lipsa de literație e numită în România de obicei lipsa de alfabetizare sau analfabetism funcțional, în sensul că parcă știi să citești, dar nu știi suficient, nu înțelegi suficient de bine încât să te descurci, nu ești funcțional. Da? Deci asta e zona în care ne plasăm. Literație, funcționalitate, alfabetizare, la nivelul la care ești funcțional. Și asta înseamnă că de principiu, similar cu ce se întâmplă în testele PISA sau în alte teste de genul ăsta, PIRLS sau așa mai departe, în care copiii care în mod evident știu să citească, da? Pot silabisi, știu să citească, citesc, nu e o problemă, primesc totuși un punctaj foarte mic. Cu alte cuvinte, sunt marcați ca fiind într-o zonă de analfabetism funcțional. Da? La fel se întâmplă și aici persoane sau elevi care de principiu știu să butoneze un telefon mobil, primesc un punctaj totuși foarte mic la literația digitală pentru că nu sunt funcționali. Dar asta înseamnă că e important atunci când măsori literația digitală să măsori în ce fel persoana respectivă e funcțională în niște contexte de viață reală pe baza acelor competențe. Deci, practic, literația digitală vorbește de funcționalitate, alfabetizare digitală în sensul de ești funcțional cu ajutorul acestor device-uri. Ea poate, știm că poate fi observată, poate fi măsurată și mai important că de-aia o măsurăm. Da? Noi suntem, eu unul și colegii mei de la Brio, suntem specializați în măsurare, dar nu o măsurăm ca să o măsurăm. O măsurăm pentru că colegii noștri de la UiPath Foundation și din alte contexte știu că o pot dezvolta prin intervenții pedagogice. Deci ea poate fi dezvoltată. Avem hard evidence din studii științifice foarte serioase că e o competență dezvoltabilă, nu e o aptitudine, e o competență, e dezvoltabilă. Ea poate fi asanată, poate fi dezvoltată, un copil poate ajunge foarte performant în zona asta de
competențe digitale sau de, dacă vreți să o traducem cu alte cuvinte, capacitatea de a utiliza tehnologia. Și știm că asta e din ce în ce mai importantă pentru elevi, pentru a avea acces facil la informații, pentru a socializa între ei, pentru a interacționa cu școala și cu, în general, cu contexte de învățare, nu doar cu școala formală, pentru a-și exprima creativitate, pentru a atinge performanță, nu doar în școală, și sigur că noi ne concentrăm pe lucrurile pe care le fac cu ajutorul tehnologiei în școală, dar mai departe, pentru viața lor în societate, cetățenie activă, succes pe piața muncii și așa mai departe. Da? Nu doar că nu ești eficient în școală dacă nu ai competențe digitale, ci cu cea mai mare probabilitate nu vei fi eficient în muncă și, ca să îngroși puțin tușele, cu cea mai mare probabilitate în următorii 20 de ani în niciun fel de muncă. Aproape că nu mai există profesii care să nu aibă și o componentă digitală sau să-și dezvolte și o componentă digitală în următorii ani. Munca se schimbă, felul în care facem muncă se schimbă. Deci, indubitabil, competențele digitale sunt importante și e un lucru grozav că pot fi dezvoltate. Asta e o veste bună și noi contribuim la aceste eforturi de dezvoltare prin a pune măsurare foarte bună pe masă, care să te ajute să personalizezi dezvoltarea respectivă așa cum are nevoie fiecare din elevi. Bun, ce avem aici este primul instrument pe care îl avem în România și unul din puținele pe care le avem internațional. În acest fel nu există nimic la nivel internațional, deci am putea să spunem, deși urăsc când cineva începe cu primul, da, că hai mă, chiar primul, nimeni n-a mai făcut, și zic, lo and behold, în contextul ăsta chiar nimeni nu a mai făcut și suntem rezonabil de mândri de asta. E primul instrument de diagnosticare și evaluare a literației digitale care există la nivel european și e un lucru grozav că există aici în România și de aici va fi diseminat și înspre alte state. Nu oferă certificări, asta e important de spus, adică nu suntem în niciun fel de coliziune, să zic așa, cu ECDL, de exemplu, sau cu alte testări ale competențelor digitale care oferă certificări. Testul acesta n-a fost creat pentru a oferi certificări. Evaluează și stă la baza unor recomandări pentru a dezvolta abilitățile copiilor în această zonă. Deci nu e un instrument de certificare, e mai degrabă un screener și un informator, da? Îți oferă o informație pertinentă pentru a fundamenta, pentru a informa, practic, da? Pentru a fundamenta intervențiile ulterioare într-un mod cât mai coerent. Și asta e sigur și una dintre limite, pentru că sigur că putea fi făcut mai lung și mai complicat și mai bun, e mult mai bună măsura, sigur, ar fi putut, dar nu pentru obiectivul pe care noi îl avem și cu siguranță nu în așa fel încât să ții măsurarea gratuită. Și ăsta e un lucru pe care îl spun acum, poate ar fi trebuit să-l zic mai încolo, aceste teste sunt absolut complet 100% gratuite investiția, practic, foarte generoasă și efortul deloc neglijabil care a fost făcut de colegii noștri de la UiPath Foundation. Deci e un act de mecenat, dacă vreți, din punctul ăsta de vedere. Dăm de la noi ca toți ceilalți să aibă gratuit și ăsta e contextul în care funcționează. Ca screener, ca o bază care informează intervenția, care poate monitoriza intervenția, care poate proba succesul intervenției sau lipsa succesului intervenției, căci uneori se întâmplă și asta, dar oricum vorbesc de evaluare de impact, fără a oferi o certificare. Bun, se adresează elevilor din clasele 1-12, deci este pentru întregul range, primary, gimnaziu și liceu, funcționează peste tot, e disponibil gratuit pe brio.ro. Cuprinde item de testare pentru toate nivelurile de dificultate, deci are și item foarte simpli, și item ceva mai dificil, și item de dificultate medie, și item de dificultate serioasă, și item extrem de dificil, da? Deci întreaga variață a dificultății. Și de asemenea, în afară de niveluri de dificultate diferite, corelează cumva competențele digitale cu nivelul de vârstă. Cu alte cuvinte, avem o așteptare rezonabilă despre cum ar arăta un copil de clasa 3-a, da, sau din clasele primare, care ar fi competent din punct de vedere digital. Și care sunt acele componente pe care un copil de clasa 8 sau un copil de clasa 11 sau a 12 ar trebui să le aibă pentru a fi considerați competenți din punct de vedere digital. Și evident că nu ai același reper, da? Același standard din acest punct de vedere. Deci variem pe niveluri de dificultate itemii, variem pe nivel de vârstă itemii și evident contextualizăm itemii și oferim scenarii în acești item, care provin din, așa cum zicem, din școală, casă și familie și prieteni și loazir, leisure, hobby-uri.
Bun. Testele sunt dezvoltate în concordanță cu, poate e prea puternic spus, reglementări, recomandări, dacă vreți, e un soft standard, e un guideline mai degrabă, e o recomandare, un soft standard, care a fost oferit de Comisia Europeană, care se numește Cadrul European pentru Evaluarea Competențelor Digitale, DigiComp, varianta lui 2.1. E un cadru foarte generos în care, care este practic standardul la care ne raportăm. Și asta este o primă, un prim lucru pe care l-aș bifa aici, când vorbim, da, e testare standardizată asta, în sensul că toată lumea este testată pe aceleași lucruri raportate la același framework, la același cadru. Și care este acel cadru? Nu, cadrul nu l-am inventat noi, pentru că e foarte ușor să spui, să stai jos și să zici, bine, dar care sunt până la urmă aceste competențe digitale? Și fiecare dintre noi are o opinie despre care sunt acele competențe digitale. Da? Și dacă facem fiecare dintre noi o listă cu care ar fi ele, probabil că sunt lucruri care se regăsesc pe toate listele noastre personale și lucruri care apar doar în lista mea sau doar în lista ta sau doar în lista colegului de bancă. Dar asta are un anumit grad de subiectivitate. Aceste recomandări DigiComp ale Comisiei Europene au fost create de-a lungul a mai multor ani de experți în educație, în digitalizare, experți în economie digitală, da, și în economie, în piața muncii și așa mai departe. E practic înțelepciunea sedimentată a experților Comisiei Europene în acest domeniu. E foarte, foarte robust, foarte, foarte cu grijă gândit și n-avea niciun sens să inventăm altceva în condițiile în care există acest standard, care va fi cu siguranță pe viitor utilizat și de alte, nu știu, organizații, să zic așa, sau inițiative, da, în sensul de sunt convins că vom vedea apărând inițiative de dezvoltare a competențelor digitale care să pice din nou fix pe același standard. Și bun. Cine a elaborat este un colectiv complex în sensul de combinat, da, divers. Am avut experți în psihometrie, adică în testare, experți în științele educației, experți în IT, experți în domeniul digital. El a fost validat din punct de vedere științific, sunt în curs de publicare câteva articole științifice, trei la momentul ăsta, în curs de diverse faze de publicare, care descriu cum a fost publicat, creat și cum a fost validat. Și un lucru pe care mai zic aici este că ce veți testa acum este un beta test public, practic, pentru că la sfârșitul lunii mai vom avea de 4 ori mai mulți iteme acolo, un raport mult mai fain, adică e work in progress, e deja extraordinar ce avem acolo și va fi și mai bine în cel mult 6 săptămâni. Bun, metodologia care stă la bază este o metodologie foarte complexă. Acum nu vreau să insist foarte mult aici, se numește item response theory, teoria răspunsului la item, în care practic toți itemii aia, foarte, foarte mulți, da, câteva sute, peste 1000 de fapt de item pe care avem noi la momentul ăsta în sistem, sunt evaluați, sunt măsurați practic, calibrați, e cuvântul pe care îl folosim de obicei, pe un număr de parametri și în funcție de respectivii parametri, dificultatea de discriminare și pseudo-guessing se numește, celălalt pseudo ghicire, dar probabilitatea ca un răspuns să fie dat corect când persoana care dă răspunsul nu are de fapt capacitatea să-l dea în mod corect, da? Adică îl ghicește în sensul ăsta. Da, parametrii ăștia sunt calibrați pentru fiecare item și aceștia sunt parametri care intră în algoritmul de selecție a itemilor, da? Deci e cumva multă matematică în spatele lui din punctul ăsta de vedere. Dar asta nu se vede nici la voi ca profesor și nici la elevi când dau efectiv testul. Dar ce încerc să spun este că e multă știință serioasă în spate, nu e un test care a fost făcut rapid pe genunchi cumva și da, e multă muncă deloc trivială, da, în spatele lui. Bun, ce măsoară? DigiComp, de care vă ziceam, al Comisiei Europene, prescrie 5 mari clustere de competențe digitale. În total sunt 21 de competențe digitale care sunt grupate în 5 mari clustere. Astea sunt cele 5 clustere. Avem un prim cluster care se referă la literația informațională și a datelor. Cu alte cuvinte, măsurăm în ce măsură, da, care e gradul în care elevii au capacitatea de a interacționa cumva cu informația, da? Deci literația informațională și a datelor au capacitatea de a căuta informație, de exemplu,
da? De a filtra datele în medii digitale, în mod evident, de a evalua corectitudinea datelor respective și a conținutului digital în general, de a gestiona date digitale, informație digitală și conținut digital. Și ăsta e un prim lucru pe care îl măsurăm. Un al doilea lucru pe care îl măsurăm ține de capacitatea de a comunica și a colabora prin medii digitale. Cu alte cuvinte, poți să comunici, să interacționezi cu alte persoane prin tehnologii digitale, poți să inițiezi tu însuți sau tu însăți respectiva comunicare, fiindcă, sigur, dacă cineva îți dă un mesaj, probabil că poți să dai click înapoi pe reply să se ducă înapoi, dar poți inițializa tu respectiva comunicare și poți să faci asta în medii sincrone, în medii asincrone, poți să generezi, de exemplu, un link de Google Meet sau de Zoom singur sau să generezi un grup de WhatsApp singur sau să scrii un mail, să-ți creezi o adresă de mail și așa mai departe. Deci, cumva, comunicare, colaborare, netiquette, eticheta colaborării digitale, da? Există o anumită etichetă a felului în care interacționezi, cum te semnezi, cum te adresezi într-un forum, ce ai voie să faci, ce n-ai voie să faci, sau voie, sigur, ce e bine, ce e așteptat cumva, da? E un fel de contract implicit, așa. Și așa mai departe, da? Deci chestiuni legate de colaborare digitală. Apoi avem această a treia zonă pe care o măsurăm, crearea de conținut digital. Capacitatea de a crea conținut digital, de la cele mai triviale lucruri de genul facem un document în Word sau facem un PowerPoint, până la lucruri mai complicate, facem un film, montăm filmul respectiv, da? Când creezi conținut digital, înțelegi ce e cu copyright-ul în conținutul digital, ce poți să iei, ce nu poți să nu iei, că ce e plagiat sau e protejat în alt fel, în ce fel ceea ce tu faci este protejat de legile dreptului de autor, da? Deci creare de conținut digital care poate să meargă până la programare, dar care poate să aibă și alte forme, siguranță în mediul digital, da? Adică capacitatea de a proteja dispozitivele de pe care lucrezi, conturile tale și prezența ta online și propria persoană și identitate online și evident de a-ți proteja starea de bine și sănătatea mentală în mediul online, care poate fi atât de toxic, după cum știm, și asta e o chestiune de literație. Dacă nu știi, da, e o componentă a literației legată de siguranță și, în ultimă instanță, a cincelea clasă legată de rezolvarea de probleme, capacitatea de a identifica nevoi, de a rezolva probleme practice care apar în acest mediu digital, care pleacă de la hardware, da, mi s-a stricat webcam-ul, ce fac, cum îl depanez, cum instalez un driver, de ce fel de device-uri am nevoie ca să rezolv un anumit tip de problemă pe care o am, răspunsuri tehnologice pe care le poți avea, da, a intrat un virus, ce fac acum, da, deci cumva rezolvarea de probleme în zona digitală. Deci, după cum vedeți, e un model foarte, foarte complex. Itemii se grupează în trei mari categorii. Avem, pe de o parte, și asta era cumva inevitabil, aș fi vrut să putem evita asta, fiindcă sunt cei mai slabi item, by the way, care pot fi utilizați, dar avem însă, și e greu să te debarasezi de ei, item de self-report, de autoevaluare. Cu alte cuvinte, îi întrebi pe elevi cât de bun crezi că ești la acest tip de comportament. Da, nu în general la competențe digitale, dar voi întreba, da, cât de bun crezi că ești pentru, da, cât de bine crezi că poți să te descurci dacă e nevoie să îți creezi mâine singur o adresă de mail, da, un cont de mail. Cât de bine crezi că te descurci dacă e nevoie mâine să, da, deci e autoevaluare, cât de bine cred ei, cât de bun cred ei că sunt acolo. Apoi atent de cunoștințe, astea sunt hard, adică te întrebi efectiv ce este aici și primești o poză, de exemplu, cu o conversație de WhatsApp și te întrebi unde trebuie să dai click ca să ștergi un mesaj sau ca să, da, deci sunt item hard de cunoștințe în care poți să ai răspuns corect sau poți să ai răspuns greșit și de acolo în felul ăsta detectăm cât de bun ești în mod real în a rezolva respectivul tip de problemă. Și în ultima instanță avem item legat de frecvența de manifestare a anumitor comportamente, cât de des faci asta. În ideea că lucrurile pe care le faci des sunt lucrurile la care ești priceput, lucrurile la care te pricepi, da? Lucrurile la care te descurci. Și aceste trei tipuri de item converg apoi, da? Toate trei împreună converg apoi pentru a calcula, sigur, și scoruri parțiale și apoi un scor total de literație digitală. Rezultă un raport, un raport care la momentul ăsta este într-un beta test, după cum ziceam. O să vedeți, raportul final va fi mult mai frumos decât cel pe care îl vedeți acum. Și cel care e acum este foarte fain. Un raport care măsoară fiecare din competențele respective și din cele trei tipuri de item și dă în total și un scor, da? Dă un scor total. Și acest scor este descris în mod evident și reflectă cumva nivelul paușal, general, da, de dezvoltare a literației digitale
a elevului respectiv. Deci e un sistem cumva foarte versatil, te poți uita la scorul parțial, te poți uita la scorul total dacă vrei. Și apoi sigur sunt și prezentate scorurile parțiale pentru cele 5 clastere și 21 de competențe etică. Bun, deci destul de complex. Am un mic filmuleț aici care ne arată cum se accesează testele de literație digitală din contul de profesor. Sigur, ele pot fi accesate de oricine are un cont pe brio.ro. Te duci frumos pe brio.ro ca elev, îți faci un cont acolo și poți de mâine să dai fără probleme testele de literație digitală în mod gratuit, dar profesorii care au un cont de profesor, și vă îndemn să contactați Brio pentru a vă crea conturi de profesor dacă vreți, ele sunt și ele gratuite, da? Vă dau voi ocazia ca profesor să generați voi testare pentru toată clasa. Adică ai e-mail-urile copiilor în sistem, sau le introduce, evident că nu le ai de la început, și poți să declanșezi testare pentru toți copiii din clasă sau din școală sau din grupa cu care lucrezi la momentul ăla, și ei primesc ori un link pe care, sau ți se generează un link pe care îl poți trimite pe WhatsApp, sau poți să trimiți link-urile în mail-urile lor dacă vrei, și poți guverna tu însuți sau însăți ca profesor, profesoară, testarea respectivă din contul tău de profesor. Tu primești rapoartele la sfârșit, tu poți să ai discuții de feedback cu ei și poți să iei decizii despre felul în care poți să-i ajuți cel mai bine. Deci cumva se poate și din contul de elev, dar v-aș îndemna ca profesor să utilizați conturile de profesor mai degrabă. Și avem aici un filmuleț care ne arată cum se întâmplă asta și aș vrea să pot să-i dau drumul, dar evident cum se întâmplă de obicei. Hello? Hello? Gata, a pornit. Doar 2 minute merge, i-am închis sonorul ca să nu ascultăm muzică. Alegem clasa din care facem testul. Aici avem elevii deja introduși. Avem un singur elev la momentul ăsta, Justina Barbu. În funcție de cât de mult vrem să dureze testul respectiv și în funcție de ce clasă sau categorie de clasă, în funcție de care sunt cele competențele pe care vrem să le măsurăm, că putem să măsurăm și doar una din cele 5 mari competențe, din cei 5 clusteri. Da, vedeți, s-a generat testul cu un simplu link pe click pe linkul respectiv sau cu o trimitere a linkului prin WhatsApp. Acum suntem în faza în care suntem elevul care dă efectiv testul, da? Vedeți cât de ușor a ales. Adică din 3 clicuri ai generat testul, ai trimis linkul și elevul la fel din 3 clicuri i-a dat drumul și aici apar în partea asta apar itemii, în partea asta e colecția, în partea stângă e întreaga colecție de item. În cazul ăsta au băgat, scuze, am oprit eu acum, dar oricum se termina. Da? În partea stângă a ecranului, oricum se... scuze, așa, în partea stângă a ecranului, oricum apar toți itemii. Noi am dat aici foarte multe... Da, am generat un test foarte lung, de o oră, și atunci sunt foarte, foarte mulți iteme acolo, dar pentru teste mai scurte sunt iteme mai puțin. La final se generează raportul și raportul poate fi citit pe ecran sau poate fi descărcat în format PDF, trimis pe mail, dacă e PDF sau downloadat, poate fi trimis părinților sau altor persoane, profesorilor de informatică sau altor persoane care pot fi implicate în dezvoltarea copilului sau clasei respective. Deci foarte ușor de aplicat. Acum tot filmulețul ăsta și toată prezentarea mea oricum vor fi available pentru voi toți, da? Poate fi exportat întreaga bază de date cu toți elevii. Deci nu vreau să insist foarte mult pe asta și să fac o demonstrație click cu click aici. Filmulețul va fi postat și e deja postat de fapt pe site-ul Brio. Puteți să luați de acolo, la fel ca și prezentarea mea, și puteți să vă uitați pas cu pas la ce s-a întâmplat, da? Oricum, long story short, ce încerc să zic este că e un sistem foarte versatil, foarte ușor de folosit, cu foarte multă știință grea în spate, bazat pe framework-ul european de competențe digitale. E partea unui efort care a durat mult timp și care nu a fost deloc trivial. Noi continuăm acest efort, din nou, nu e lăsat în șanț. E un
un proiect viu și cu foarte, foarte mult impact. Sperăm să-l utilizați, pentru că toată munca asta teribilă făcută până acum și toate resursele care au fost investite sunt nerelevante dacă testul nu e utilizat. Bun, bine, mă opresc aici, sper să nu fi plictisit teribil de mult. Înapoi la voi. Mulțumim foarte mult, Dragoș. Strălucesc ochii când vorbești despre măsturare standardizată. Mi se pare incredibil. Ai pasiune pentru un domeniu, da, sigur. Mi se pare absolut incredibil. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc amândurora pentru munca pe care ați făcut-o să construiți acest instrument, care pare a fi senzațional. Deci, ca să recapitulăm pentru toată lumea, avem această senzațională oportunitate pe care o putem folosi ca să putem să testăm nivelul elevilor de alfabetizare digitală, nu doar în context școlar, dar ca să putem să înțelegem cam, nu știu, cât de bine se descurcă ei cu tot ceea ce înseamnă aceste lucruri care țin de digital. El este disponibil inclusiv pentru acest segment de vârstă care ne interesează pe noi, 1-4, dar și pentru zona de licee, să zicem, licee pedagogice și așa mai departe. Este unic deocamdată. Să lăsăm modestia la o parte. Putem să-i spunem că este unic în acest moment pe zona aceasta. Are în spate un recomandări și standardizări europene și, pe de altă parte, îți dă o viziune de asta destul de ansamblu, nu doar la nivel de elev, dar și la nivel de clasă, în cazul în care ești profesor. Iar profesorii pot solicita un anumit tip de cont, da? Un anumit tip de cont care să le permită să-și adauge toată clasa și să aibă această vedere extrem, extrem de importantă la nivelul întregii clase, da? Iar ulterior la nivelul întregii școli. Și acum câteva lucruri pe care aș vrea să le verific, uite, mi-a scris și doamna Sanda Cioroianu înapoi, câteva lucruri pe care aș vrea să le clarific cu tine și cu toată lumea, Dragoș, testul de literație digitală este gratuit. Există alte teste din portofoliu colegilor de la Brio care poate că sunt contra cost sau sunt contra unui abonament, dar testul de literație digitală este gratuit. Mai spun încă o dată, testul de literație digitală este gratuit. Este foarte important pentru că știu că în comunitatea noastră sunt foarte mulți învățători din școli care nu își permit să plătească teste de evaluare standardizată, motiv pentru care asta se întâmplă. Când încercați să creați, pentru că încercați să creați un cont probabil de profesor sau de elev sau de student care este standard, cel mai probabil vă redirecționează către abonament. Dar noi avem această soluție care să ne permită ca datele dumneavoastră să ajungă mai departe la colegii de la Brio, fie le dați lor un mail către office@brio să vă pregătească un cont, fie cealaltă metodă pe care o putem folosi centralizat și o gândim acum ad hoc, este că o să vedeți. Împreună cu colega mea Adela, vă vom trimite un Excel în care vă puteți completa datele, iar noi vom trimite mai departe aceste date către colegii de la Brio, care pot crea conturi de profesor pentru dumneavoastră. Dragoș, ce zici de această idee? În așa fel încât să putem să centralizăm puțin aceste lucruri. Sigur, se poate, fără niciun fel de problemă, e ideal okay. Să mergem așa. Okay. Nu am să intervin peste tine, dar da, Brio e un, adică vreau să spun explicit, am spus-o și în alte situații, deseori ți se spune că educație și bani e un lucru care nu se, cum poți, Brio e un proiect, e un proiect for profit, din cauza că costă extrem de mult să creezi aceste teste, iar oamenii care investesc acești bani au o așteptare rezonabilă să și ia înapoi, da? Adică așa funcționează lumea asta, e... Nu-l făceam altfel, da? Dar pe lângă toate testele care costă bani în Brio și pe care le ok, suntem cât mai creativi cu putință pentru ca și ălea să ajungă la școli și în mod special în comunitățile defavorizate, gratuit sau cu prețuri cât mai mici cu putință și, da? Dincolo de acele teste, Brio are și inițiative care sunt susținute de terțe părți, care vin și zic, uite, plătesc eu să creăm acest lucru, nu trebuie să pună Brio sau altcineva banii respectiv. Și noi nu vrem să ne luăm banii ăștia înapoi, nu vrem să facem vreodată profit, da? Teste de literație digitală, avem teste de literes, de alfabetizare funcțională, da? Deci de literație, lucrăm la teste de numerație și de alfabetizare științifică. Deci lucrăm, avem intenția, foarte, un proiect foarte clar formulat deja, că e mai mult decât intenție, de a crea teste de a genera un sistem de testare a literației financiare, de exemplu. Deci avem astfel de proiecte într-o zonă care nu e...
Da? Testele de literație de obicei nu măsoară ce predai la școală sau de ce ai nevoie la evaluarea națională de clasa 8-a sau la bacalaureat. Că nu se predă literație nicăieri în școală. Da? Sunt competențe transversale, dacă vrei. Sunt competențe pentru toată viața. Sunt competențe, mai mult decât atât, sunt competențe care în zona joasă a variației sunt, dacă nu le ai, sau dacă scorezi în zona joasă, e situație debilitantă. Da? Adică noi știm asta. Îți opresc accesul mai departe, îți îngrădesc orice urmă de oportunitate pentru a te dezvolta. De-aia vorbim de exemplu, și de literația digitală, poate nu se vorbește atât de acut și atât de frust cum se vorbește de literația lingvistică, da? Da. Din punctul ăsta de vedere. Dar cum e un copil care nu e alfabetizat? Nu are nicio oportunitate. Nu că nu poate învăța, nu poate învăța în școală, nu poate învăța nimic, nu poate citi instrucțiunile la mașina de spălat vase. Nu poate să-și dea seama dacă vitaminele astea îi fac bine sau rău. Nu poate, adică nu e funcțional în societate. Deci nu are niciun fel de oportunitate ca pe viitor să se dezvolte într-un fel. Deci e debilitant complet să nu le ai. Și de-aia suntem foarte interesați în a măsura zona asta foarte, foarte joasă și de obicei asta măsori în zona aia de literație. Măsor mai degrabă iliterația, da? Dar nu poți să-i spui așa, da? Și sigur că testele de literație digitală măsoară și în zona aia foarte înaltă, dar măsoară în mod special în zona asta foarte joasă, că acolo intervii. Ca un copil să nu aibă capacități minime de a interacționa cu tehnologia, îl pune în situația de a nu putea să învețe, de a nu putea să compenseze lipsurile pe care poate le are în clasă sau în școală, de a nu putea să facă aproape nimic, da? Și asta deci e debilitant. E... Bun, anyway... Asta este o chestiune pe care o susținem și noi foarte mult. Astea sunt gratuite, asta e și ideea. Da, că sunt într-o zonă de bine masiv. Și e important să ținem minte acest lucru. Și mai ales e important să nu ne speriem în momentul în care vedem niște lucruri pe care poate nu ne înțelegem imediat pe o pagină de internet, ci să întrebăm, căci de asta suntem aici să facem. Colega mea de la s-a mișcat foarte, foarte repede și v-a pregătit un Excel online, pe care vi l-a și pus pe chat, în care vă puteți completa datele în cazul în care sunteți interesați să aveți conturi și să porniți această testare cu elevii dumneavoastră, iar noi o să-i transmitem mai departe către colegii de la Brio și să vedem cum să continuăm să ducem mai departe acest lucru. Din perspectiva noastră de la Asociația TechSoup și din perspectiva comunității în dreptar digital, ce trebuie să înțelegeți este că, atenție, asta este o testare care nu are neapărat vreo corelație imediată sau cauzalitate imediată cu lucrurile pe care dumneavoastră le învățați în cursurile noastre de abilități digitale și de competențe digitale pentru educatori. Dar ce vă ajută să înțelegeți este să înțelegeți mai bine care sunt, provocările de literație digitală cu care se confruntă elevii pe care îi aveți, în așa fel încât pe viitor să le puteți adresa dumneavoastră sau părinții sau comunitatea cu care vă aflați ceva mai bine. Da? Deci nici nu aș vrea să vă gândiți la rezultatele pe care le veți vedea după acest diagnostic ca fiind o chestiune care ține automat și fundamental doar de responsabilitatea dumneavoastră la clasă. Dar deschide o bună conversație pe care o puteți avea cu colegi, cu părinți, cu privire la ce reușește să facă sau ce nu reușește să facă elevul pentru vârsta lui, raportat la niște competențe care sunt din ce în ce mai importante și devin critice. Dacă nu sunt deja, vor deveni foarte curând. Raluca, iartă-mă, te-am întrerupt, îmi cer scuze. Eu am vrut să fac o completare. Se pot face și conturi pentru școli. Și noi credem că e foarte valoroasă această opțiune pentru că permite școlilor să facă un diagnostic pe școală în legătură cu nivelul de competențe digitale și să identifice ulterior acele resurse educaționale care să răspundă la nevoile foarte concrete ale elevilor din această perspectivă de literație digitală. Și noi încurajăm foarte mult școlile să facă asta, evident, încurajăm și învățătorii și profesorii să folosească instrumentul. Ce aș vrea să mai punctez este că testul poate
testate de mai multe ori, de exemplu, dacă se face un test inițial, având atât de mulți items, testul nu se repetă, adică copilul nu va da același test a doua oară, însă se vor putea testa aceleași competențe și veți putea observa și progresul pe care copiii l-au făcut în funcție de activitățile care, în care au fost implicați pe, pe această zonă de educație digitală. Și apropo de ce spunea Elena mai devreme, acestea sunt deja competențe critice, pentru că lumea în care trăim este din ce în ce mai digitalizată, copiii sunt foarte prezenți în, în mediul online, este esențial să, să ne asigurăm că ei au reperele potrivite, că vine vorba de siguranță în mediul online, procesarea informațiilor și că sunt în aceeași măsură siguranță în mediul fizic cât, cât sunt și în, și în mediul online. Ca ei să fie cu adevărat pregătiți pentru, pentru lumea care se construiește în momentul de față, e esențial să ne concentrăm și noi ca învățători și educatori și profesori pe a le construi cea mai, cea mai potrivită direcție și din această perspectivă. Noi la UiPath Foundation ne concentrăm foarte mult pe a aduce aceste oportunități în comunitățile cele mai îndepărtate și cele mai vulnerabile, pentru că considerăm că nu mai e momentul să spunem că ne ocupăm de literație digitală după ce rezolvăm restul problemelor. Trebuie să mergem împreună în, în această direcție și să adăugăm partea de dezvoltare a competențelor, competențelor digitale alături de, de gestionarea tuturor celorlalte probleme care, care există în astfel de comunități și face parte și din filozofia noastră de, de abordare integrată a ecosistemului educațional în care se află copiii. Mulțumim foarte mult și noi susținem asta de foarte multă vreme. E extrem de important și nu le putem neglija doar pentru că în mintea noastră le asociem cu chestii care vin mai încolo, după ce rezolvăm celelalte lucruri. Nu, din păcate sau din fericire trebuie să le adresăm și pe acelea în același timp și acum. Am mai fost întrebată dacă, și asta e o întrebare mai degrabă pentru noi, dacă se poate aplica și mai departe, la clasele 5-8. Da. Poate fi aplicat la absolut orice clasă, de la 1 la 12. Asta este ceea ce este minunat cu privire la el, că are întrebări corelate cu vârsta și cu nivelul la care ar trebui să se afle elevul la momentul respectiv. Cât mai cerem niște întrebări? și pe lângă întrebări mai cerem și așa un puls aproape de final, da? Să ne scrieți un lucru nou care v-a rămas în minte pe care l-ați descoperit astăzi, fie din lucrurile pe care ne-au spus, ne-au împărtășit Raluca, fie Dragoș astăzi cu noi. Eu recapitulez. Așa am învățat la clasă, la liceu pedagogic, ăsta este printre primele lucruri pe care le învățăm. Cât de des trebuie să recapitulăm? Recapitulăm, da? Avem un instrument care ne ajută să înțelegem mai bine cum stau elevii noștri, fie că sunt de primar, fie că sunt gimnaziu, fie că sunt de liceu, cu competențele, cu abilitățile și cu literația digitală, adică cu un spectru de competențe care merg dincolo de școală când vine vorba de lucruri digitale. Asta odată. Este un instrument care este gratuit, da, și care este rodul colaborării extrem de fructuoase dintre colegii de la UiPath și colegii de la Brio și poate fi disponibil pentru dumneavoastră ca profesor, ca să aveți un diagnostic al întregii clase sau pentru școli, dacă completați în acel tabel pe care l-a pregătit Adela datele dumneavoastră, astfel încât noi să le trimitem colegilor de la Brio, sau la fel, dacă scrieți direct colegilor de la Brio pe office@brio.ro, deși încerc să opresc acest tovălug de e-mail-uri către voi, Dragoș, mai degrabă aici, sau puteți să le scrieți și direct. Și apoi să începeți să folosiți acest test. Testul are deja destul de multe tutoriale și explicații despre cum să-l folosiți. Unele dintre ele vi le vom trimite din nou și noi în e-mailul care va urma după acest webinar și vă invităm și vă încurajăm din toată inima să-l încercați și evident, ca de fiecare dată și ca cu fiecare lucru pe care îl facem, dacă veți avea vreun feedback cu privire la cum se întâmplă, cum le accesați, cum reacționează elevii, absolut orice, da, care se întâmplă în procesul de testare, și noi și colegii de la Brio și colegii de la UiPath sunt extrem de interesați să-l afle și o să încercăm să pregătim și ceva
un document pe care vă trimitem în e-mailul de follow-up, în care să completați acest feedback, să vă fie ceva mai simplu să o faceți. Din partea mea, atât. O să mai verific încă o dată puțin întrebările. Sunt foarte bucuroasă că mulți oameni au aflat lucruri noi. Testul de literație digitală este gratuit. Ura! Ne spune doamna mea la Cristina. Ura! Că iată, au aflat despre arile de măsurare, că este un instrument bun și că poate fi folosit ușor. Exact asta era ceea ce vreau să înțelegeți, că poate fi folosit ușor și că vă este de folos. Ce este Brio? La ce ne folosește? Vă mulțumim foarte mult! Cele 5 arii de măsurare, suntem foarte bucuroși, le vom scrie și colegilor de la Comisia Europeană că am făcut muncă de informare cu privire la recomandările și la lucrurile pe care ei le fac. Dragoș, mulțumim! Dacă nu mai există întrebări în acest moment și dacă nici invitații mei nu mai au nimic de adăugat în acest moment, atunci m-aș grăbi să închid acest webinar cu observația încă o dată că veți primi un e-mail de follow-up în care vom reorganiza toate aceste informații și veți avea la îndemână toate Excel-urile și tabelele pe care le puteți completa ca să puteți avea acces la instrument, asta o dată. Și mă grăbesc să vă anunț că de îndată ce vom folosi, de îndată ce vom închide acest webinar, va veni un mic chestionar de feedback, de survey deasupra, pe care vă rog frumos să-l închideți și la care vă rog frumos să răspundeți ca să avem așa o imagine a cum v-a fost de folos și cum v-a ajutat această informație. Vă mulțumesc mult! Să aveți o după-amiază plăcută! Mulțumesc încă o dată invitațiilor mei! Mulțumim mult, Elena, pentru organizarea webinarului! Și mulțumim foarte mult tuturor colegilor care și-au găsit timp să fie alături de noi! Tuturor celor 170! Mulțumesc! O zi grozavă! La revedere! Mai bine!